Potrivit estimărilor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, debitul Dunării la intrarea în țară va atinge în perioada 14-15 iunie o valoare de maxim 10.500 de metri cub pe secundă. Două persoane au decedat în ultimele zile din cauza fenomenelor meteo. O persoană a fost luată de viitură în județul Vaslui și o alta a fost lovită de fulger în județul Prahova. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de furtună pentru 15 județe din jumătatea de est a țării, unde începând de ieri și până în această seară vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vânt puternic și căderi de grindină. Mai mult, cursuri de apă din 9 județe din estul țării se află sub cod galben de inundații până sâmbătă la ora 10. Avertizarea de cod galben se instituie pe mici din bazinele din Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, în județele Suceava, Neamț, Harghita și Bacău, Sușița, Putna, Râmnicu Sărat, județul Vrancea, Bârlad, județele Vaslui și Galați, Jijia, județele Bodoșan și Iași și pe afluenții Prutului Inferior din județele Vaslui și Galați. Creșterea nivelului apelor Dunării a afectat în ultimele zile Germania, Austria, Cehia și Slovacia. La Budapesta, viitura este așteptată pentru luni cu un nivel de 885 de centimetri, care va depăși recordul de 860 de centimetri din 2006. Vicepremierul României Liviu Dragnea a anunțat că există o a doua versiune la harta regionalizării care include 9 regiuni în loc de 8 câte sunt în prezent. Mai mult decât atât, este posibil ca Galațiul, Brăila și Tulcea să se afle în regiuni distincte. Girul final trebuie dat însă de Comisia Europeană, care trebuie să aprobe modificarea hărții propuse. O diferență importantă între actualele regiuni de dezvoltare și cele viitoare este că acestea din urmă vor avea personalitate juridică, fapt care ar putea aduce nu doar consecințe benefice în privința fondurilor europene, dar și o posibilă dezbatere viitoare legată de lărgirea autonomiei locale. Regiunile istorice sunt Transilvania, Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Regiunile actuale de dezvoltare sunt Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, sud Vest, Nord-Vest, nord Centru și București-Ilfov. Iar viitoarele regiuni de dezvoltare sunt Transilvania Centrală, Transilvania de Nord-Vest, Dunărea de Jos, Banat-Vest, Oltenia și Muntenia-Sud. Tinerii cu vârsta de până la 40 de ani care vor să lucreze în agricultură ar putea să primească din partea statului în mod gratuit 50 de hectare de teren agricol. Astfel arată o propunere pe care Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii o discută cu reprezentanții Ministerului Agriculturii. Tinerii ar urma să primească terenurile ADS pentru care nu există contracte. Potrivit ultimelor date, ADS ar avea aproximativ 400.000 de hectare de teren agricol pentru care nu există contracte de arendă. Mai mult decât atât, recent oficialii Ministerului Agriculturii chiar au anunțat că subvenția pe suprafața acordată tinerilor va fi majorată cu 25% și se va acorda pe o perioadă de 5 ani pentru primele 25 de hectare. În opinia Consiliului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, această măsură ar avea un impact economic major și ar însemna un plus la PIB de peste 1%. Potrivit sursei citate, dacă proiectul reușește, se vor înființa peste 10.000 de microferme care vor achita taxe și impozite statului.